Bună, sunt Codrin Țapu, profesorul tău de psihologie și astăzi vom vorbi despre cum să devii Superman sau Superwoman. Ce înseamnă să devii Superman sau Superwoman? Înseamnă să nu mai fii limitat în timp și spațiu. Nu înseamnă să călătorești în zbor, să călătorești fizic, să zbori ca Superman. Înseamnă să nu mai privilegiezi momentul prezent față de toate celelalte momente pe care le-ai trăit. Să-ți dai seama că tu nu ești doar cel de aici și acum, ci ești totul, tot ce ai trăit, toate momentele și perioadele de timp pe care le-ai parcurs sunt în tine în egală măsură prezente ca și momentul actual. Și să nu faci nicio diferență între momentul actual și celelalte momente trăite. Asta înseamnă să fii Superman sau Superwoman. Și cum poți ajunge aici? Nu vă spun că este foarte simplu. Nu este foarte simplu, dar este foarte posibil. Trebuie doar să încerci, să exersezi puțin. Concret, ce trebuie să faci? Uitați, de exemplu, eu ieri am fost la Milano. Azi sunt la Los Cristianos, în Tenerife. Mâine voi fi la București. Asta înseamnă că eu, azi, aici și acum, la Los Cristianos, sunt mai mult eu decât cel de ieri sau cel de mâine, nu? Sunt în egală măsură și cel de ieri, și cel de acum, și cel de mâine. Nu este nimic în plus la Codrin cel de acum și de aici, față de Codrin cel de ieri, de la Milano. Și mai bine ar fi să nici nu folosim termenii aceștia de trecut, prezent și viitor, ieri, azi, mâine. Putem să folosim pur și simplu datele. Data de 27 octombrie, de exemplu, 28 sau 29. Dacă ne referim la ieri, azi și mâine. Deci nu este obligatoriu să considerăm că noi cei de aici și de acum suntem centrul universului și totul se raportează la noi față de noi de acum și de aici raportăm și trecutul și prezentul și viitorul și tot timpul să învârte în jurul nostru. Asta e o iluzie. De fapt, timpul are obiectivitatea lui. Noi suntem doar niște puncte care călătorim pe firul timpului. Deci, decât să păstrăm această mentalitate de tip trecut, prezent și viitor, este mult mai util să vorbim despre diverse momente care ne aparțin în egală măsură și sunt la fel de importante pentru noi. Să vă dau un alt exemplu. Poate vi s-a întâmplat să pierdeți o persoană dragă, un bunic, o bunică, un părinte și după ce persoana respectivă nu a mai fost cu voi, ați avut impresia că ea a dispărut, că a pierit poate pentru totdeauna și vă simțiți neajutorați, disperați chiar la început. De ce v-ați simțit așa? Pentru că considerați că momentul prezent în care acea persoană nu mai e cu voi este mai important decât momentele trecute în care a fost cu voi. Dacă acordăm egală importanță tuturor momentelor pe care le-am trăit, inclusiv celui prezent, atunci ne dăm seama că acest întreg din care suntem constituiți, această sumă de momente în timp pe care le-am parcurs și le parcurgem, reprezintă ceva care nu poate dispărea. Deci, în momentul în care eu am petrecut o perioadă de timp cu o persoană dragă, acel timp nu poate dispărea și deci nici acea persoană nu poate dispărea din viața mea, că asta ar însemna că aș muri și eu odată cu ea, nu? Deci dacă trecutul meu e mort, atunci înseamnă că și eu sunt mort. Eu pot fi viu
numai dacă trecutul meu e viu. Trecutul e precum fundația sau pereții și prezentul este acoperișul. Acoperișul nu poate exista dacă fundația și pereții nu sunt în picioare. Așa e și cu timpul. Deci, dovada că trecutul nu e mort este că eu exist în prezent. Și deci nici cei din trecutul meu nu sunt morți. Relațiile cu ei sunt la fel de vii, ei sunt la fel de prezenți în viața mea ca și persoanele de aici și de acum. Doar că eu nu-mi dau seama de asta. Dar în momentul în care reușesc să conștientizez, să trăiesc, să simt acest lucru cu toată ființa mea, atunci dispare orice suferință, orice tristețe, orice teamă. Deci, ceea ce vă sfătuiesc eu ca să deveniți Superman sau Superwoman este să încercați să tratați toate momentele pe care le-ați trăit la fel cum tratați momentul prezent și să faceți incursiuni în trecutul vostru, să încercați să retrăiți anumite momente, anumite perioade. Probabil și s-a întâmplat de multe ori să aveți flash-uri, imagini și trăiri din trecut care au venit peste voi fără să vă dați seama și fără să le chemați. Acele flash-uri pot fi folosite sau chiar provocate intenționat. Sunt reîntoarceri în trecut cu aripile gândului și ale sufletului, ale inimii, ale emoției și ale creierului, ale rațiunii. Folosiți-le, valorificați-le. Încercați în mod activ să vă reîntoarceți în timp, într-o anumită perioadă, într-un anumit moment, dar să nu considerați ca trecut, să le reînviați și să nu părăsiți momentul actual. Dacă faceți o călătorie în timp, nu înseamnă că ați părăsit prezentul, că v-ați desprins de realitate. Puteți să continuați ceea ce faceți în momentul actual. Eu prefer să nu zic prezent, ci momentul cel mai recent, momentul ultim pe care îl trăiesc. Acela este pentru mine momentul prezent. Hola. Hola. Prezentul nu are nimic special în raport cu trecutul. Este doar ultimul moment, cel mai recent moment pe care îl trăiesc. Asta trebuie să rețineți și să vă comportați ca atare. Deci încercați să faceți aceste călătorii prin momentele pe care le-ați parcurs, să le trăiți cu aceeași, să le retrăiți cu aceeași intensitate cu care le-ați trăit prima dată. Pot fi momente atât bune cât și mai puțin plăcute. Nu neapărat doar momentele cele mai plăcute le putem retrăi, ci și pe cele neplăcute. Avem de învățat și din acele. Le putem aborda altfel în momentul când le retrăim. Putem învăța din ele și putem aplica în învățăturile respective, învățămintele acelea, la ultimele momente, la cele mai recente momente pe care le parcurgem. Deci vă sfătuiesc să faceți aceste exerciții mentale de retrăire, de călătorie în timp și spațiu cu sufletul, cu mintea și cu inima. Deci, v-am spus, nu înseamnă că părăsiți momentul actual sau cel mai recent moment. Vă puteți afla în două sau mai multe momente și locuri în același timp, călătorind cu aripile sufletului. Și făcând aceste exerciții în mod repetat, veți vedea că la un moment dat veți avea această revelație, veți trăi cu toată ființa faptul
că trecutul este viu, că este la fel de important ca prezentul, că face parte din voi în egală măsură cu prezentul, că în momentul prezent nu este privilegiat, nu este centrul universului vostru, el este un moment ca oricare altul, poate fi bun sau rău, la fel ca și toate momentele pe care le-ați parcurs până acum. Și când veți trăi acest lucru, veți fi liniștiți, veți scăpa de stres, de eventuale neliniști, frământări, nemulțumiri care vă chinuie, veți fi mult mai productivi și mai creativi. Vă mulțumesc pentru atenție, vă las să reflectați la aceste lucruri și să le exersați, să încercați să deveniți Superman sau Superwoman și vă dau întâlnire și data viitoare la o nouă lecție de psihologie. La revedere!